Ce mai comunism și ce democrație ne-a fost dat ca să trăim în această Românie? Dar nu cu poezii. Dacă e cumva mai bine sau a fost vreodată greu, lucrul acesta n-aș putea să vi-l spun acum eu. Însă pot să vă spun, pe cuvânt de om cinstit, că umorul niciodată din România n-a pierit. Comuniștii, bună oară, multe legi au mai dat, dar românul în stil glumesc imediat a reacționat. Ceaușescu a dat decretul să se fută tineretul. Opa! Așa cântau fetele atunci, însoțite de băieți, în ciuda babelor invidioase și a moșnejilor impotenți.